Dacă ești arbitru, vrem să faci o... Să facem așa, arbitru inscris, să știm lista arbitrilor, să nu fii și antrenor și arbitru. Poate să fii și antrenor. Dar dacă activează doi antrenori într-o localitate, ar fi bine unul să specializeze în domeniul arbitrajului. Vrem să facem ordine, ca să fie următoare competiții și tot ce e, să putem să le crești la un nivel național, după regulamentul internațional, să crește toată lumea. Ce e o problemă? Vreau să spun. Aveți toți calendarul în 2013 și care au plănuit turnee naționale sau de nivel local, ar fi bine să ne sunați, să ne dați fiecare când se desfășoară ca și noi să avem, să știm când se desfășoară ca să vedem. Suntem cineva din membrii federației, din membrii biroului, să fie prezent la competiții, să vedem și noi ce se face la noi. Eu cred că asta e început la noi, întâlnirea de astăzi. Sperăm că o să fie și mai des. Și astăzi fac dumneavoastră să ne spuneți niște doleanțe, niște sugestii. Iată vrea ce e, vrea ce e și voi fac. Iată astăzi, vreau să vă rog să fiți activi. Tot ce am avut eu să vă spun, până la sfârșit eu spun cu dumneavoastră și o să ne răspund la toate întrebările care le aveți dumneavoastră. Vă oferim cuvântul doamnei Angela Trăibaie. Bună ziua la toți! Добрый день всем. Буду говорить на русском, потому что этот язык ближе мне. Поэтому, если кому-то что-то не будет понятно, мы вместе, я думаю, что переведем. Значит, я думаю, что для многих это не будет ново, потому что уже давно на сайте вывешено, уже достаточно много информации по поводу семинара есть. И кто имеет доступ к интернету, уже давно ознакомился.